Te salut națiune și îți urez bun venit la un nou clip. Bun venit la un nou episod de săptămâna parfumată Gavo. De data aceasta episodul numărul 42. Și este o săptămână dedicată unei singure case. Ambele opțiuni pe care le voi folosi în această săptămână parfumată vin de la aceeași casă și anume Etat Libre d'Orange. O casă foarte, foarte interesantă. O casă cu niște compoziții foarte interesante, foarte ciudate, foarte provocatoare, dacă vreți, din punct de vedere olfactiv, dar mai ales al interpretărilor care le oferă. Și prima intrare în această săptămână, parfumul de peste zi, este exact genul ăsta de compoziție, pe numele său Tom of Finland. Un parfum foarte dubios, foarte curios. În primul rând, datorită denumirii, în al doilea rând, datorită mesajului pe care vrea să-l transmită și în al treilea rând, datorită compoziției și a modului în care aceasta se răsfrânge ulterior în viața reală. Tom Finland este un celebru artist uh, scandinav uh, care era orientat foarte mult pe arta erotică masculină, implicit pe partea mascul cu mascul. În fine, de urmare, cei de la Libru de d'Orange au uh, colaborat împreună cu uh, Tomo Finland, au și botezat parfumul ca atare. Mai mult decât atât, pe interiorul cutiei parfumului sunt uh, desenate niște scene foarte halucinante dacă vreți, din punct de vedere vizual descriptive dar pe mine nu mă interesează lucrurile astea nu mă interesează penile astea și nu mă interesează genul ăsta de promovări a unor astfel de lucruri a unor astfel de curente să zicem, de trenduri absolut inepte, pe mine mă interesează pur și simplu compoziția, mă interesează pur și simplu parfumul în sine iar parfumul în sine este foarte frumos foarte interesant cu o notă foarte, foarte curioasă, dacă vreți, de catifea, dar mai ai acolo în tonurile de vârf aldehide și lămâie de amalfi, în tonurile de inimă ai um, pin, ai de asemenea chiparos, ai piper, ai geranium, ai galbanum și ai mesteacăn, iar în tonurile de bază ai vanilie, tonca, iris, mosc, vetiver, stirax și ambergris, din preună cu nota aia de catifea. Este un parfum care în aparență este animalic, are o componentă de piele, un substrat pielos foarte curios această compoziție. Dar o să o spun că se poate de clar, este unul dintre parfumurile pieloase cu gimele de rigoare, pe care eu le tolerez și care mie chiar îmi plac. În ciuda deschiderii care este foarte puternică în acest om Finland. Dar ceea ce urmează ulterior este cu totul și cu totul altceva nu este un parfum liniar. În primul rând, Tom of Finland nu este un parfum liniar. Este un parfum dinamic, este un parfum care se modifică pe perioada purtării, este un parfum în care nota aia de mesteacă joacă un rol esențial în întreaga compoziție, din preună cu celelalte tonuri animalice, animalice, lemnoase, dar și cu tonurile animalice și în mod deosebit nota de mosc, care de asemenea este foarte vivace în această compoziție și împreună cu nota aia de catifea, oferă, dacă vreți, aspectul ăla pielos animalic, piele dură, oarecum, reavănă, brută, lucru foarte interesant, asezonat de o potrivă de nota de piper, care vine și atâță sentimentul ăsta, vine și îl face mai provocator, dacă vreți. Dar, două molit ulterior, de tonurile, hai să spunem, foarte frumoase și gurmande, de vanilie, de tonca, de stirax, de asemenea, și ai și o notă frumoasă acolo de iris, subtilă, dar care conferă foarte multă eleganță, în modul săbit în baza parfumului. Deschiderea este foarte puternică, este foarte dură, s-ar putea să nu-ți placă, s-ar putea să te ducă cu gândul la ceva foarte animalic, să te ducă cu gândul la ceva neortodox, dacă vreți să folosesc un astfel de termen. Ulterior însă, după ce această deschidere se domolește, deschiderea care cel puțin pe mine durează, vreo două ceasuri, Urmează o frumusețe absolut încântătoare de tonuri lemnoase combinate cu tonuri florale. Și până la sfârșit, cam de asta am eu parte, totodată complimentate de tonurile alea, de vanilie, de tonca, de potrivă de stirax și nota aia frumoasă de ambergris. Un parfum propice din punctul meu de vedere a fi purtat în mod osebit în temperaturi moderate și scăzute, un parfum propice pentru toamnă, pentru primăvară, dar n-aș vedea nicio problemă din a fi purtat iarna. Și asta datorită faptului că este un parfum foarte puternic, care performează foarte bine, de asemenea, atât ca longevitate, atât ca proiecție, cât și ca și Un parfum eminamente masculin, dar, sincer să fiu, n-aș vedea nicio problemă ca o femeie să încerce asemenea compoziție și de ce nu chiar să-i placă Sincer să fiu, mai ales după ce depășește faza inițială, când este extrem de masculin parfumul, extrem de dur, De abraziv cu simțurile. Un parfum pentru ținută casual, dar zic eu, care poate fi purtat și în condiții semiformale și formale de o potrivă. Asta este prima intrare, Tom of Finland, iar cea de-a doua intrare, tot de la Etat Libre d'Orange, este o minunăție o bijuterie un parfum absolut superb, un parfum fresh, un parfum răcoritor, un parfum de temperaturi moderate și ridicate, foarte ridicate. Vorbesc desigur despre You or Someone Like You. Absolut genial parfumul ăsta, absolut încântător în acest tip de condiții, dacă vreți, specifice sfârșitului de luna octombrie, specifice toamnei, când eu port parfumul ăsta. Un parfum cu o compoziție extrem de interesantă și avem în notele de vârf mentă, grepfrut, bergamotă și anason. În notele de mijloc avem tonuri verzi, trandafir și hedionă, dar și casis și în notele de bază avem mosc alb. Mentă și vă așteptați să, să fie genul ăla de mentă specifică, nu știu, gumei de mestecat. Vă aștepta să fie genul ăla de mentă pe care l-ați mai întâlnit în foarte multe alte parfumuri, de fapt. În speță, nu știu, cartier rostă dacă vreți, Aqua di Parma Colonia Club. De asemenea, un alt nume care îmi vine în cap, pentru că îl și dețin, dar nu este genul ăla de mentă. Asta este o mentă foarte naturală și foarte herbală deopotrivă, care se combină într-un mod absolut uluitor cu nota de grapefruit. Și este extrem de răcoritoare, este extrem de efervescentă, de zemoasă, dar fără să aibă aspectul ăla de gumă de mestecat sau nu știu, de pastă de dinți sau apă de gură sau știu eu, gândiți-vă la orice altceva, vă trece vântul prin cap. Nu este genul ăla de parfum. Ai tonurile alea florale din inimă care vin și complimentează absolut perfect această combinație între mentă și grapefruit. Ai nota de bergamotă și nota de anason de o potrivă, dar mai e și nota e absolut excelent interpretată și anume cea de Mosc Alb, care vine și oferă foarte multă, hai să spunem, voluptețe parfumului, oferă coloana propriu zis pe care se cațără toate celelalte elemente. Este un parfum care miroase fantastic de bine, este un parfum care performează uluitor de bine, pentru simplu fapt că nu te aștepți de la un parfum de genul ăsta, hai să zicem citrat floral, nu te aștepți să aibă cea mai bună performanță. Nu este cazul aici, Your Someone Like You este un parfum care performează fantastic de bine. Longevitate, proiecție și siaj. Mai mult că atât, este extrem de versatil, extrem de flexibil. Poți să-l porți din punctul meu de vedere tot anul. Este un parfum excelent pentru ținută casual, este un parfum excelent pentru ținută semiformală și, în anumite circunstanțe, poate fi un parfum excelent și la ținută și evenimente formale. Dar este un parfum care. Efectiv te atrage din prima secundă de partea lui, te încântă de la primul puf pe care îl aplici, tocmai datorită prospețimii, tocmai datorită recorinii, tocmai datorită eleganței și sentimentului de curățenie pe care îl oferă, dar și vivacității sau dozei de energie pe care ți o conferă instantaneu. Ăsta este un parfum excelent, de exemplu, vara, în temperaturi ridicate, foarte ridicate, când ai nevoie de ceva care să te recorească, când ai nevoie de ceva care să țin suflet, prospețime, care să te revitalizeze în mod deosebit dacă, nu știu, hai să zicem, petreci mai mult timp pe stradă sau pe afară și nu stai neapărat într-un loc unde ai aer condiționat și așa mai departe. Este un parfum care proiectează foarte bine, în mod surprinzător. Sincer, nu mă așteptam să proiecteze atât de bine, dar o face absolut excelent. Someone Like You, un parfum superb. Parfum unisex, un parfum care va fi cu siguranță pe placul și al bărbaților și al femeilor de data aceasta, pentru că poate fi purtat foarte ușor de ambele sexe. Un parfum cu elemente simple, dar de foarte bună calitate, îmbinate foarte bine și care, din punctul meu de vedere, în momentul de față, cel puțin, se regăsește foarte sus în topul preferințelor mele când vine vorba despre genul ăsta de compoziții. Repet un parfum citric floral, dar absolut excepțional. Excepțional. Iar ăsta va fi parfumul pentru seară, ca să zic așa. Parfumul de relaxare, de destresare, de detensionare, parfumul de voie bună, un parfum care, repet, merge absolut de minune și în aceste condiții de sfârșit de octombrie și temperaturi specifice. Acestea sunt cele două parfumuri din săptămâna parfumată GAVO, sunt cele două opțiuni de săptămâna aceasta, sunt cele două parfumuri pe care eu le port, sunt, deopotrivă, două recomandări pentru voi. Pentru cei interesați să testeze aceste parfumuri, vă stau la dispoziție cu lista de decantare, mă contactați pe adresa de e-mail Acolo vă ofer lista cu produsele disponibile, prețurile aferente, deopotrivă și tot acolo discutăm absolut tot ceea ce este discutat pe acest subiect numit decantare. Repet, ca întotdeauna, testați înainte să cumpărați sticla mare, purtați parfumurile sau parfumul pe care îl vreți de câteva ori pe pielea voastră, vedeți cum se comportă, vedeți cum performează și abia ulterior, în baza propriilor voastre concluzii, nu în baza a ceea ce zic eu, și cu atât mai puțin a ceea ce zic alții, să vă cumpărați parfumul respectiv. Nu, voi singuri trebuie să decideți dacă produsul respectiv vi se adresează și mai mult decât atât, voi hotărâți pe banii voștri. Eu nu pot să fac nimic altceva decât să vă spun experiența mea, să vă spun ce se întâmplă pe pielea mea, chestia asta poate să fie identică și pentru alții ca experiență, dar poate să fie total diferită. Rețineți acest aspect. Eu mă opresc aici, vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție, ca întotdeauna națiune, dăm voie să-ți urez toate cele bune. Numai bine!